Pacea Domnului, vă spunem un bun venit în această dimineață sfântă de sabat, în acest loc unde este chemat numele lui Dumnezeu. Vă invit să deschidem această oră de închinare și laudă cu imnul numărul 189 al rugăciunii Timp frumos. Îți mulțumim, Părinte Sfânt, pentru această dimineață în care pașii noștri s-au îndreptat la locuri de întâlnire cu Tine. Te invităm prin Duhul Tău cel Sfânt să fii împreună cu noi. Ajută-ne, Părinte, ca sufletele noastre să se așeze înaintea Ta, să ne închinăm înaintea Ta în reverență, să ascultăm cuvântul Tău, să le împlinim în viața noastră. Ajută-ne, te rugăm, ca să avem inimile deschise și să ne așezăm la picioarele Tale în umilință și respect față de Tine. Prin Domnul Iisus Hristos Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Bună dimineața și pacea Domnului tuturor! Dumnezeu să fie lăudat că în generozitatea Lui ne-a spus încă o dată bună dimineața și prin spunerea aceasta fiecare dintre noi ne-am trezit. Aș dori să citesc vreo două, trei gânduri din Cartea Psalmilor și în baza lor, în această dimineață, să fie laudă, să fie veselie și să fie bucurie pentru Dumnezeul nostru mare, care prin Iisus Hristos ne-a oferit mântuire tuturor. Lăudat să fie Domnul. Amin. Deschid Scriptura în Cartea Psalmilor, mai concret la Psalmul 147 și de aici citesc următoarele cuvinte. Scriptura spune așa: Lăudați-L pe Domnul,
căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut să lăudăm pe Dumnezeul nostru și să cuvine să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Amin. Amin. Este așa un imperativ care apărea, așa, dacă ești luat prin surprindere, ai senzația că este acum o poruncă, așa, că o pățești dacă nu se întâmplă lucrul acesta. Și apoi toată această poruncă este atenuată de câteva, să zic așa, justificări dumnezeiești. Este frumos să lăudăm pe Domnul. Este plăcut să lăudăm pe Domnul. Și se cuvine să lăudăm pe Domnul. Cu ce cântare începem lauda în această dimineață? 788. Haideți să... 788. Haideți să căutăm imnul 788 și să-L lăudăm pe Domnul. 788. Dai mulțumim lui Dumnezeu că putem să-L lăudăm
stând la în fața harului său, în fața tronului său, pentru a cere să fim curățați de orice păcat. Slăvit să fie numele pentru posibilitatea aceasta. Amin. Am citit așa că să lăudăm pe Domnul și prima situație care justifică sau pretinde ca să lăudăm pe Domnul este pentru că e frumos, pentru că e frumos. Aș vrea să aud de la dumneavoastră, ce știu eu, câteva expresii din care să rezulte de ce este frumos să-L lăudăm pe Domnul sau cum este frumos să-L lăudăm pe Domnul. Dacă cineva vrea să spună într-o propoziție sau două, cum este frumos să-L lăudăm pe Domnul? Domnul este frumusețea tuturor. Pentru că Dumnezeu este frumusețea tuturor. Amin, așa este. Unul din textele din Psalm spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Da, exact așa este. Alt motiv sau altă, spuneți o formă pe care dacă o folosești când îl lauzi pe Domnul, este frumoasă. Prin cântările noastre cu toată biserica, da, este un mijloc frumos de a-L lăuda pe Domnul. Altfel, cum mai este frumos să-L lăudăm pe Domnul? Cu bucurie. Cu bucurie, să nu fim triști, să nu fim cu o inimă împovorată, ci să fim liberi, să fim plini de satisfacție că-L lăudăm pe Domnul. Amin, așa este. Cum mai este frumos să-L lăudăm pe Domnul? Ascultându-L, mulțumim, Angela. Ascultându-L, adică atunci când îl lauzi pe Dumnezeu și lauda aceasta este pe fondul ascultării tale de Dumnezeu, cât de frumos este să-L lauzi pe Domnul. Altfel, dacă mai spune cineva. Cu veselie. Cu veselie, corect. Privind la creația lui Dumnezeu, când îl lauzi pe Domnul să te uiți la creația Lui, amin. Pentru că îndurarea Lui ține în veci, este frumos să-L lăudăm pe Domnul, nu? Este frumos să-L lăudăm pe Domnul cu muzicuța lui fratele Petru, este frumos să-L lăudăm pe Domnul cu muzicuța lui fratele Olbi, nu? Este frumos să-L lăudăm pe Domnul cu grupul coral pe care l-a format Denisa, nu? Este frumos să-L lăudăm pe Domnul cu tot ce avem noi. Ce frumos este să-L lăudăm pe Domnul, spune așa, lăudați pe Domnul, căci este frumos să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru. Altcineva, dacă își dorește o cântare cu care să-L lăudăm pe Domnul. 319. Haideți să căutăm imnul 319 și să îl lăudăm pe Domnul. Thank you.
vin. Da, metafora și imaginele din cântarea aceasta sunt mărețe, aș putea să spun, să urci drumul slavei pe genunchi, să-l urci așa, nu în groaza faptului că ajungi acolo și nu știi ce se zice, ci în explozia, în euforia bucuriei de a merge pe genunchi știind că acolo este mântuirea ta. O imagine fantastică. Da, frumos este să lăudăm pe Domnul. Și textul continuă și zice, plăcut este să lăudăm pe Domnul. Așa, dacă se poate să încercați să restrângeți dinspre frumos spre plăcut și să spuneți câțiva dintre voi câteva lucruri sau, nu știu, forme sau cum credeți, stări sentimentale în care să se vadă că este plăcut, că îți place sau ce ți aduce plăcerea aceasta de a lăuda pe Domnul. Poate că aici suntem cel mai acasă, adică ce realitate îți determină plăcerea aceasta din trupul tău și din sufletul tău ca să lauzi pe Domnul. Dacă cineva vrea să ne spună într-o propoziție ceva despre lucrul acesta, vă rog. Mulțumim, Ghiță, da, spune Domnule, mie îmi place să laud pe Domnul, pentru că în momentul în care laudă, îmi înlătură temerea, îmi înlătură oftatul, îmi înlătură nodul ăla din sufletul meu, amin, Domnul să fie lăudat. Altă situație în care este plăcut, pentru că ne poartă de grijă, pentru că este așa de bun cu noi și bunătatea Lui îmi face plăcere să-i aduc laudă. Altcineva, dacă vrea să mai spună. De ce este plăcut să-L lauzi pe Domnul? Nu? Pentru că ne întâlnim și întâlnirea noastră în casa Lui este o plăcere din care se naște plăcerea de a-L lăuda pe Domnul. Nu? Nu? Păi o mâncare când îți place? Când e frumoasă și bună, sănătoasă nu chiar. La asta ne gândim ultima dată, da? Când e frumoasă și bună, da, Dumnezeul nostru este frumos și este bun și din cauza asta este plăcut la vedere, la laudă, sigur că da, nu? Nu? Când frații locuiesc împreună, amin, amin, și când frații locuiesc împreună și cu sufletul în păcat și cu bunătate, ce frumos, da, și ce... Da, nu, mai locuiesc, da, mai greu, așa, da, da, da. Plăcut este să lăudăm pe Domnul. Cu ce cântare să-L lăudăm într-un mod plăcut? Pare mi se avem chiar o cântare cumva cu plăcut este, nu știu. Cât? 260. Haideți să lăudăm pe Domnul într-un mod plăcut cu imnul 260. Plăcută-i, Doamne, legea Ta. Thank you.
ce e plăcută legea lui Dumnezeu? Dacă e plăcută. Pentru că e bună, pentru că e dreaptă, nu? Ne-ndreaptă. Cum? Ne-ndreaptă pe cei care ne lăsăm îndreptați. Da, da. Da. E veșnică, nu? Pentru ce e plăcută legea lui Dumnezeu? Pentru că dă odihnă și pace sufletului nostru, nu? Pentru că este un gard protector și vrăjmașul nu are acces la viața ta și la inima ta. A, nu. Și dacă vei asculta, dacă vei asculta de legile și de poruncile mele, zice cartea prorocului Isaia, pacea ta va fi un râu, ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Legea îți dă pace și îți dă fericire, da, sigur că da. Textul continuă și spune așa: lăudați pe Domnul, căci este frumos să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru. Este plăcut să-L lăudăm. Și acum zice, chiar se cuvine să-L lăudăm. Încearcă cineva să născocească mintea lui și să ne spună, cum e ideea asta, se cuvine să-L lăudăm. Se cuvine. Ne-a dat viață. Da, se cuvine să-L lăudăm, pentru că ne-a dat viață. Cum? Este vrednic, da, îi se cuvine, da, este vrednic de laudă. Pentru jertfa sa, da? Da, de exemplu, dacă trebuie să-i faci cuiva un lucru, poți să-i faci pentru că ai o obligație de serviciu, poți să îl faci pentru că te silește, poți să îl faci pentru că ți-a poruncit cineva să-i faci un lucru și poți să îl faci că îi se cuvine. Nu te constrânge nimic, parcă n-ai nicio datorie, parcă nu ți-a poruncit nimeni, dar când îl vezi, simți așa că îi se cuvine. Așa este Dumnezeu față de noi. Îi se cuvine să-L lăudăm. Este câte un om, te servește undeva cu ceva și din politețe sau din obligație îi zici mulțumesc. Dar este om care, când îl vezi, simți că în sufletul tău îi se cuvine să-i mulțumești. Așa este Dumnezeu. Când îl vezi, când îl auzi, când îl simți, îi se cuvine să-L auzi. Cu ce cântare? 566. Haideți să luăm imnul 566 ca un imn în care arătăm că îi se cuvine lui Dumnezeu să-L lăudăm. Ce plăcut e și frumos! Thank you.
Amin, amin. Da, ce plăcut este și frumos să fim strânși, uniți în Hristos și trăind ca frați pe Dumnezeu să îl lăudăm. Iubiții mei, aș dori ca în cele ce urmează, în contextul pasajului pe care l-am citit, aș dori să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și dacă nu uiți ceea ce spun, cum de obicei se întâmplă, mi-ar plăcea ca în cuvintele și în ruga ta să se audă cât de frumos este să lăudăm pe Dumnezeu, să se audă cât este de plăcut să lăudăm pe Dumnezeu și să se audă că se cuvine să lăudăm pe Dumnezeu. Cei care mișcați mai greu sau sunteți mai în vârstă, puteți să rămâneți așezați pe bănci sau în picioare, cum vă simțiți mai confortabil. Cei care suntem mai tineri și mai mobili, aș dori ca pentru rugăciunile acestea să ne plecăm pe genunchi. Că ne-ai trezit la viață și în această dimineață și ne-ai adus iarăși în acest locaș sfânt. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru că am primit din cuvântul tău ca noi să cântăm laudile tale, să slăvim numele tău pe potrivit de acest pământ. Îți mulțumim că totdeauna ai fost cu noi și ne-ai ascultat rugăciunile noastre. Te laudăm și îți preamărim numele tău prin Domnul Iisus Hristos, te-a rugat. Facă-se voia ta cu noi, noua noastră, de acum și până în veșnicie. Amin. Amin. Tatăl nostru din cer, îți mulțumim că suntem în locașul tău de închinare, îți mulțumim că suntem plăcuți înaintea Mării Tale. Amin. Îți mulțumim că tu ești o binecuvântare pentru noi și îți mulțumim pentru că tu ne poți de grijă, îndolgat prin Domnul Iisus și prin Domnul Sfânt, acum și în veșnicie. Amin. Amin. Ocazia aceasta ca să ne binecuvânteze.
Amin. Bunule Tată care locuiești în ceruri, ne închinăm în dimineața aceasta înaintea Ta și Te rugăm în numele Domnului Hristos să primești lauda și rugăciunile pe care ți le-am adus. Îți mulțumim că ne-ai învățat cât de frumos este să lăudăm numele Tău. Ajută, Doamne, ca viața noastră, obiceiurile noastre, gândurile noastre să fie frumoase și astfel, prin ele, frumos să lăudăm numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai învățat în dimineața aceasta că este plăcut să lăudăm numele Tău. Fă, Doamne, ca în mintea, în inima și în sufletul nostru să găsim o plăcere neobișnuită pentru poruncile Tale și pentru învățăturile Tale. Și împlinind aceste cuvinte pe care ni le-ai lăsat, plăcerea aceasta de a Te lăuda să fie viața noastră. Și am aflat în dimineața aceasta, Sfinte Tată, că nu spaima, nu obligația, nu porunca, ci existența Ta în acest mod minunat în care noi o vedem la biserică și în viața noastră, ne arată că e cuvincios și se cuvine să-Ți aducem lauda buzelor noastre. Primește așadar tot ce Ți-aducem în dimineața aceasta și numele Tău să fie slăvit prin Hristos, acum și în toți vecii. Amin. Amin. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și să cuvine să-L lăudăm. Amin. În încheierea momentelor de laudă și de rugăciune, aș vrea, așa cum suntem, să cântăm toții imnul 13, Domnul e bun. Amin. Amin. Urmează o scurtă pauză de aproximativ 15 minute, după care va începe serviciul divin al cinei Domnului nostru. Mi-aș dori, dacă e cu putință, să nu se vorbească în sala de închinare. Poți citi, poți să stai în cugetare, să te gândești la viața ta. Dacă vrei cu fratele tău sau sora ta să te întreții, fă-i un semn cu ochii, ieșiți în hol sau coborâți și povestiți între voi, sau afară, mai luați un pic de aer, și povestiți între voi lucruri care pot fi vorbite sâmbătă. Așadar, aproximativ 15 minute pauză, după care urmează serviciul divin al Sfintei Împărtășanii. Dumnezeu să fie cu voi. Amin. Thank you.